În acest oraș incredibil, oamenii trăiesc fără bani, fără politică și fără religii. Aflând despre acest oraș, vei crede că s-a întâmplat cu mult timp în urmă, dar nu este așa. Există încă un loc în care poți trăi nu pentru peisajele sale, ci mai degrabă pentru idealurile lor, ca o societate care nu respectă standardele cu care suntem noi obișnuiți. În acest oraș nu există nici bani, nicio religie și nicio urmă de politică. Cel puțin din acest punct de vedere, locul este un adevărat paradis pentru a trăi. Acest loc există și se numește Auroville. A fost fondat în 1968 și a fost considerat drept oraș internațional de către UNESCO și datorită locuitorilor orașului care provin din peste 50 de naționalități și culturi diferite. Aceștia coexistă fără nicio problemă deoarece nu au un sistem politic, nu au nicio religie și pe deasupra nu folosesc bani pentru obținerea celor necesare supraviețuirii folosind un sistem de schimburi. Auroville este situat în sudul Indiei la 150 de km de Chennai. În acest oraș cu adevărat unic, clădirile sunt realizate în baza unei arhitecturi experimentale, deoarece acestea sunt în continuă schimbare. Acest lucru se datorează faptului că oamenii orașului caută să optimizeze utilizarea energiilor regenerabile, principalul obiectiv fiind reutilizare și reciclare. Persoana care a proiectat și fondat acest oraș minunat este Mira Alfasia, cunoscută în comunitate drept Mama. Ideea Alfasei când a proiectat orașul a fost că ar trebui să existe un loc pe pământ despre care nicio națiune nu poate pretinde că ar fi a lor. Un loc în care toți oamenii cu intenții bune și aspirații sincere ar putea trăi liberi, ca cetățeni ai lumii cu respectarea unei singure autorități, cea a adevărului suprem. Un loc de pace, înțelegere și armonie, unde toate instinctele de luptă din om să fie folosite exclusiv pentru a depăși cauza suferințelor sale, pentru a depăși slăbiciunile și ignoranța și pentru a triumfa asupra limitărilor și handicapului lor. Un loc în care nevoile spiritului și interesul progresului au prioritate față de satisfacerea dorințelor și pasiunilor legate de bucuria materială. Acest oraș s-a poziționat drept model de oraș eco cu susținere proprie. Este o metodă dezvoltată de multitrunchiere combinând pomi fructiferi, lanuri de porumb și livezi organizate în 15 ferme, ajungând la o suprafață de 160 de hectare. În acest fel se asigură hrana pentru aprovizionarea populației. În aceste ferme lucrează 50 de săteni și 300 de vecini, producând 2% din orezul și cerealele consumate și 50% din necesarul de legume. De asemenea, satul este autosuficient în lapte și produse lactate, cât și fructe de sezon. Chiar dacă nu este singurul oraș care preia acest model, orașul în sine este special, fiind primul protejat de către UNESCO. Și este și un exemplu clar de modul în care ar putea arăta viața noastră peste câteva decenii, când pământul va începe să manifeste consecințele daunei provocate de om. Cu siguranță acest oraș reprezintă un exemplu în care unul dintre principiile sale este sănătatea atât mentală cât și fizică. Tu ce părere ai în legătură cu asta? Ai fi de acord cu acest nou stil de societate?